Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 16 iunie 2021. Roagă-te după voia lui Dumnezeu. Nu căpătați pentru că cereți rău. Iacov 4, versetul 3. Când te rogi pentru mântuirea cuiva drag, nu trebuie niciodată să te întrebi dacă este voia lui Dumnezeu. Voia sa este foarte clar prezentată în aceste cuvinte. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei 2, versetele 3 și 4. Cu toate acestea, când vorbim despre rugăciunea pentru lucruri care nu sunt promise în mod clar în Sfânta Scriptură, trebuie să adăugăm dacă este voia ta. De ce? Pentru că Biblia spune: cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Am încheiat citatul. Uneori ne este greu să acceptăm acest adevăr, deoarece suntem convinși că cererile noastre sunt justificate. Însă dacă inima noastră nu este curată înaintea lui Dumnezeu și dacă dorințele noastre nu sunt după voia sa, motivele pentru care cerem pot fi întinate de interesul propriu. Apostolul Ioan spune: îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Am încheiat citatul din 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. Când ne rugăm pentru ceva de care nu suntem siguri că este după voia lui Dumnezeu, trebuie să adăugăm: dacă este voia ta, Doamne. Când spunem: Doamne, doresc lucrul acesta, dacă este după voia ta, dacă se potrivește cu planul tău, dacă este cel mai bun lucru pe care l-ai pregătit pentru mine și dacă este potrivit calendarului tău, asta nu înseamnă că suntem slabi în credință, ci înseamnă că ne rugăm după voia lui. Apostolul Pavel admite: acum cunosc în parte, scrie în 1 Corinteni 13, versetul 12. Noi vedem doar o imagine parțială. Doar Dumnezeu are cunoașterea completă a întregii situații de la început și până la sfârșit. Așadar, roagă-te cu credință și încrede-te în Dumnezeu pentru rezultatele potrivite.